Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu s-a aflat astăzi la Satu Mare, unde s-a întâlnit cu simpatizanții săi, dar și cu liderii politici importanți care doresc să se înscrie în Partidul Liberal Reformator. Unul dintre cei care și-a exprimat de-a lungul vremii încrederea în Tăriceanu este Adrian Ștef, președintele Consiliului Județean Satu Mare, iar alături de el este și viceprimarul Marcela Papici. Un alt politician sătmărean, Ovidiu Silaghi, a fost votat vicepreședinte al PLR la primul congres al noului Partid Liberal. Mai multe detalii despre vizita președintelui Senatului aflați în jurnalul de mâine de la Nord-Vest TV.